Trebuie să-i mulțumesc lui Ciobi pentru introducere, deoarece eu o să intru direct în subiect, să vă prezint ceea ce cred eu că este pe departe, subiectiv, pe departe cea mai interesantă soluție de monitorizare. Înainte de asta, v-aș ruga, dacă aveți roșii de aruncat, aruncați-le acum, că sunt nemâncat și mi-ar prinde nemaipomenit de bine. Eu sunt Marius Pană. Pe aici sunt câțiva dintre colegii mei. Suntem o firmă mică, specializați în mod special, din care face parte și OMD-ul. OMD-ul este soluția de transport, dacă vreți. O să intru în detalii și o să o vedeți exact. Sunt convins că o să vă placă. Aș completa puțin cu de ce să monitorizăm. Desigur, nu avem cu toții centru de control precum NASA, sau poate, dacă lucrăm pentru acele firme cu 3-4 cifre, poate. Însă, cu siguranță, mă aud, e bine. Cu siguranță cineva depinde de sistemele pe care le furnizăm. Cineva depinde sau cineva va fi afectat dacă nu livrăm un serviciu sau dacă un serviciu este întrerupt. Și atunci monitorizarea este importantă pentru aceste câteva puncte și sunt convins că sunt mult mai multe. În primul rând, software-ul este complex, lucruri se strică, mai ales când sunt software care sunt integrate de la multipli furnizori și așa mai departe. Se pot strica și se întrerupe serviciu. Hardware-ul, știm, se strică, din nefericire. Nu ne permitem să avem 3 schimburi pe zi, asta este, din nefericire, pentru majoritatea companiilor un adevăr. Și avem nevoie de vizibilitate. Cum a zis Ciobi, sunt de părere că monitorizarea trebuie să vină la începutul infrastructurii. Dacă nu ai vizibilitate și nu ai informații proactive, devii reactiv, ești la mâna infrastructurii, a picat serverul, ok, hai să vedem ce s-a întâmplat. Asta a fost toată prezentarea mea, deoarece vreau să vă arăt cum rezolvă produsul CheckMK. Este un produs open source, 100% gratuit, cu o comunitate foarte, foarte mare în spate. Este bazat pe Nagios ca produs principal, dar de curând există și un nou nucleu. Eu imediat ce-mi găsesc ecranul, vreau să vă arăt cum se instalează de la zero. Imediat. Și scrolling la ce? Și mai mare? E bine așa? Perfect. Ceea ce aveți aici este un CentOS 5.6.4 proaspăt instalat, după cum vă spuneam, CheckMK-ul a pornit ca un agent pentru Nagios. Toată lumea sigur știe de Nagios, sigur ați văzut, dacă sunteți atenți la ceea ce se întâmplă în lumea de monitorizare sau IT automation, conceptul de DevOps foarte mișto, sigur ați auzit și de hashtag-ul Nagios sucks sau monitoring sucks. Eu sunt aici să vă spun că nu este deloc așa, Nagios-ul este extrem de important, într-adevăr are niște minusuri, dar ne bazăm pe ea, mulți dintre noi ne bazăm pe ea. Aici este o instanță proaspăt instalată, o să vă arăt OMD-ul. OMD-ul, după cum spuneam, este, cum îi spun eu, transportul. Prin el livrăm acest CheckMK. OMD-ul cuprinde vreo 16 sau 17 pachete open source, dintre care și Nagios, PNP for Nagios și câteva altele, inclusiv CheckMK-ul. Puteți să faceți o corelare, eu fac o corelare între OMD ca și o soluție de virtualizare. Îmi permite să creez instanțe care sunt de sine stătătoare, izolate între ele, pe același server. Pot să le copiez, să le migrez, să le fac snapshot-uri. Deci tot ce puteți să faceți cu o mașină virtuală, puteți să faceți cu instanța de monitorizare. Nu se numesc instanțe, se numesc site-uri. Aveți nevoie de acces, eu sunt pe CentOS, pe Debian e similar, de fapt nu aveți nevoie de nimic, pe Debian merge instant atâta timp cât aveți, cred că multivers. Aveți nevoie de Apple ca să tragă niște dependențe, eu deja le-am tras ca să nu stau aici în caz că nu merge internetul. O să-i dau local install la OMD. Nu știu de ce vrea la internet cu local install, dar... Câți ați instalat Nagios în trecut? Sau Nagios? Bun. Deci știți cât de dureros e cu fișiere de configurare? Nu? Nu v-a durut? Pe mine mă doare spatele, doar gândindu-mă. Bun.
Sper să vă placă atunci. Dar de ce chem că ați lucrat? Ok, atunci nu o să vă dau pe spate pe voi, dar poate pe ceilalți. Bun, am instalat OMD-ul, mi se instalează, am acces la o comandă frumoasă numită OMD. Aș vrea în clipa de față să încep să monitorizez toată infrastructura. OMD create FUBAR, că na, asta e. Am creat, sau se creează o instanță acum, un site, în terminologia OMD-ului, care îmi pune un server de Apache, toate dependințele respective, îmi pune CheckMKO și Multisite. Multisite este o interfață grafică precum cea al Nagios-ului, cea învechită, vechile CGI-uri, mai nou sunt PHP-uri, pentru Nagios. Pot să intru și să o configurez? Și o să vă arăt doar câteva opțiuni pe care le aveți aici. În primul rând, am acces la mai multe nuclee. După cum știți, Nagios a fost forcuit în multiple direcții, există o întreagă nebunie acolo. Am acces la Nagios Core, cum se numește acum, este versiunea 4. Ichinga sau Shinken. Shinken are un suport mai limitat, dar funcționează pentru tot ce vă, la tot ce vă așteptați. Sau acest CheckMK Micro Engine. Aș menționa un pic despre acest engine, deoarece Ciobi a spus de scalabilitate și noi ne lovim cu, cu câteva instalări unde avem peste 100.000 de servicii pe o instanță și când se dă un reload la Nagios, infrastructura aia stă pe loc. E destul de nefericit. Acest CheckMK MicroCore ajută foarte mult. De fapt, nu mai există această latență. Adăugirea de noi utilizatori se face în timp real, nu necesită downtime pentru niciun serviciu. Repornirea lui se face în 0,5 milisecunde. Deci este foarte, foarte, foarte optimizat. Dar nu o să-l folosesc acum, deoarece Nagios este într-adevăr cel produsul pe care s-a testat cel mai mult. CMC-ul este în continuare într-un soi de beta, dar este acolo și în curând va fi default-ul. Toate open source, apropo. Deci am multiple backend-uri pe care pot folosi. Câteva opțiuni de bază despre dacă vreau să pornească, dacă să aibă cron tab-ul configurat. Pardon. WebGUI, pot să-l configurez, să-și ruleze propriul lui server de Apache, eu prefer să ruleze totul, ca efectiv ca o instanță de sine stătătoare, deoarece pot să-i dau efectiv în cel mai nefericit caz copy sau move sau SCP la un întreg director de pe un server pe altul, dacă este nevoie. Câteva setări de bază, pot să folosesc backend-ul de autentificare de la DocuWiki, există un DocuWiki integrat. Teme pentru Nagios, dar niciodată nu cred că o să mai ajungeți la interfața aceea Nagios după ce o să vedeți multisite-ul. Câteva add-on-uri. În monitorizare există două sau trei modalități. Se monitorizează starea, e up, e down, e la 75%, e la 30%, sau se monitorizează evenimente, event-based și state-based. În event-based aștepți evenimente să se întâmple. CheckMKO suportă ambele stiluri de monitorizare, dacă vreți, acest MK Event Daemon preia fie SNMP trapuri, fie sysloguri și le poate transforma în alerte, evenimente și așa mai departe. Suport pentru MongoDB și MySQL, NagVisu pentru a desena hărți frumoase și a face diverse grafice și PNP for Nagios pentru partea de graphing și trending. Există și suport pentru monitorizare distribuită, ceea ce devine din ce în ce mai interesant pentru acele shop-uri care chiar sunt sau centre de date care sunt distribuite și vor să vadă, de exemplu, să monitorizeze un server din două puncte de vedere sau pur și simplu să aibă redundanță, să-și replice un site dintr-o locație în alta. Asta ar fi ce poți să configurezi basic prin acest OMD config. Eu o să pornesc această instanță. Bun. Tintin. 101. Mi s-a schimbat IP-ul, din păcate.
Și sigur Safari o să-mi facă fițe, ba nu, haha, ce bine. El creează un utilizator administrativ numit OMD Admin cu parola OMD. Poate fi integrat cu Active Directory LDAP sau să-și folosească propria lui bază de date care este locală. El implicit nu folosește nicio bază de date. Matias Kettner, CKMK, de aici vine numele, dezvoltatorul, el este împotriva bazelor de date. Nu le înghite de niciun fel și preferă totul în fișiere text. Ori nu știe, și asta e o variantă. N-am, de fiecare dată când am discutat cu el a fost destul de convingător că de ce e mai bine așa cu fișiere text. Și am zis ok, lasă așa să fie. Dar există suport acolo și cu NDO 2DB se pot vărsa acele date într-o bază de date dacă aveți nevoie de ele. Aceasta este interfața multi-site, este o componentă al OMD-ului, foarte scalabilă interfața. Seamănă foarte mult cu ceea ce știm de la Nagios, adică nu diferă foarte, foarte mult, decât prin prisma faptului că este destul de dinamică. În funcție de display-ul pe care îl aveți, aș face resize la fiecare componentă în parte. Există un așa numitul VATO, care este un Web Administration Tool, vă permite să configurați și să administrați întreaga soluție din interfața grafică. Acum se vede urât și îmi cer scuze, dar așa se vede, ce ziceam eu, faptul că există, e destul de dinamică, se poate face resize în funcție de display-ul ecranului. E mai bine așa? Cât de cât? Că mai mare cred că stric ceva. Nu mai venim cu idei din astea. Bun. În afară de acea comandă care o rulați să porniți site-ul inițial, teoretic nu mai aveți nevoie să intrați în linia de comandă decât pentru anumite configurații mai complexe, despre care nu o să intru în detalii. Există VATO. Sistemul este foarte, foarte complex. El încearcă să ascundă complexitatea în spatele acestui interfețe aici. Dar vreau să vă arăt rapid cum se creează un host și cât de repede puteți să aveți sistemul de monitorizare în picioare. Localhost, o să-i pun și ai. În spatele acestei interfețe este un sistem de tagging. Pot să pun efectiv taguri și să definesc acțiuni sau anumiți parametri în funcție de tag. Aici vedeți doar o parte din acele taguri, aici jos. Poți să definezi ce fel de agent. OMD-ul vine cu propriul lui agent, se numește CKMK agent. O să vedeți de ce vi-l recomandăm pe ăsta față de orice alt agent disponibil pe sisteme Linux, Windows, Unix, VMS și cred că cam astea ar fi. Solaris face parte din Unix. Așa. SNMP și legacy check-uri. SNMP vechi sau dacă am un device care, un Linux de exemplu sau un Windows care are și serviciul de SNMP și serviciul de CKMK, el poate să facă polling la amândouă și să-mi obțină informații, face o corelare, dacă vede că mi-a procesorul dintr-o parte și dintr-alta, pot să-i spun pe care să-l ia, ăla din SNMP sau ăla care mi-l dă CKMK o agentul. Poftim? Poate să vorbească, dar de ce ai vrea să faci așa ceva când CKMK o... Bun, da, poate să-l preia, trebuie să instalezi serverul de NRPE și pe el, and that's it. N-am mai folosit NRPE de când am dat de el, știu că am fost pus într-o situație neplăcută odată să preiau niște NRPE-uri făcute, dar sunt convins că... Amintește-mi să te conving de ce trebuie să renunți la NRPE. SNMP, da, depinde, nu poți să renunți la SNMP de pe anumite switch-uri și rutere din nefericire, că așa vin ele din fabrică, dacă ai avea acces ar fi ok, aș pune agentul CKMK. Sigur se poate ca să-ți răspund la întrebare, doar că nu știu punctual exact cum și cum am făcut-o.
Există aceste taguri, pot să definesc orice acțiune vreau eu în funcție de tag. Momentan trebuie să le scriu la linia de comandă. Într-o versiune anterioară o să putem să facem, viitoare o să putem să facem totul din interfața aceasta. Taguri care să, de exemplu, no ping, aveți sau doar ping, aveți hosturi la care vreți să faceți doar ping. Momentan nu am această opțiune, decât dacă au băgat-o recent. No agent, presupun că asta este ce înseamnă no ping, doar ICMP ping, dar cred că se înțelege ce fel de funcționalități pot să definesc. Haideți să instalăm și agentul. Agentul pe Linux rulează prin XIND sau IND și pe Unix la fel, OpenVMS printr-o funcționalitate similară, care cred că tot IND se numește. Pe Windows rulează ca un serviciu și deschide portul 5665 sau 6556 implicit. Ca să instalați agentul, de obicei noi facem deployment-ul printr-o unealtă de automatizare Ansible PAPE, ce vă este mai la îndemână, și de aceea am uitat să fac acest lucru. Agentul este doar un shell script, ceea ce este foarte, foarte portabil și este foarte, foarte ușor să-l extindeți. Poftim? Depinde. Da. Un fel de... OMD este de fapt... Exact. Bun, deci ați văzut, am luat agentul, l-am pus în USR bin checkmk unde se așteaptă el. În XIND am deja fișierul care spune să apeleze agentul care tocmai l-am instalat. Dacă dau un restart la XIND, pot deja să fac un telnet pe localhost 6556 și agentul îmi răspunde. Diferențiatorul major față de agentul CKMK, față de orice altă soluție, inclusiv multe dintre acestea proprietari, este că obțin toate informațiile despre sistemul pe care îl monitorizez într-un singur interval de polling. Pe când, dacă știți cum funcționează Nagios-ul din trecut, pentru fiecare serviciu aveai un check. Ceea ce însemna că pentru fiecare serviciu în parte făceam un polling. La 100.000 de servicii și chiar mai multe devine destul de greu, ai nevoie de sisteme din ce mai bani. Pe când aici... Corect, așa este. Aici nu pot să fac diferențierea per serviciu. Bun, am instalat agentul, sper că vi s-a părut la fel de simplu cât de fapt este. Așa, am adăugat hostul înainte să fie avut agentul, o să intru înapoi să-l editez. În partea de jos, după ce îmi definez detalii despre acest agent, permisiuni, ce mai trebuie să-i dau, pot să mă duc save and go to services și el îmi face o inventariere. Agentul implicit știe să monitorizeze un anumit număr de servicii, are un anumit număr de metrici predefinite, discul, procesorul, memoria, ce mai vedeți pe aici, interfețele de rețea, memoria folosită, mount point-uri, coada de la postfix și așa mai departe, mail queue de la postfix și așa mai departe. Poate fi extins considerabil mai mult și cu active check-uri. Asta este un check pasiv. Asta înseamnă că eu apelez acel scriptuleț pe care m-ați văzut că l-am copiat. Da? Cum se descurcă cu interfețele sau practicile care se reordonează? Se descurcă destul de bine. Se descurcă destul de bine, dar trebuie să dai drumul la o funcționalitate numită auto-inventory. În momentul în care ai făcut acest lucru, la fiecare interval de check, face o reinventariere. Vede ce s-a schimbat și în funcție de aceste reguli care le vezi tu pe aici, îi introduci tu logica și îi spui este ok dacă se întâmplă... Vrei să-i spui că interfața 2 este... Da. Te referi doar la nume, cum ți-o arată el acolo? Da. Da.
Corect, poți, da. Pe el așa... Înțeleg ce zici tu, da, o așa o să facă, dar nu-mi dau seama de ce ți s-ar schimba numele interfeței. Ok, am înțeles. Am înțeles. Deci el ia Mac-ul și pe ăla, da. Și poți să definezi... N-am avut niciodată o partiție care să mi se miște, să-ți spun, dar sunt convins că știe. LVM. Are modul special pentru LVM și ce? Mount point-ul la LVM respectivul. Bun. Înțeleg. Deci dacă dai drumul la autoinventarierea asta, el o să-ți ridice o alertă. O să zică, vezi că ceva s-a schimbat, am detectat sau mi-a dispărut un parametru. Și atunci intri tu și o faci. Poți să o automatizezi din aceste reguli și să introduci tu logica necesară. Chestia cu interfețele după Mac știu că merge, iar cu LVM n-am pățit-o până acum. Da. Da, e mult spus un sistem de templating, dar este acolo, da, există o logică. Eu am o întrebare mai ciudată. Care e targetul? Puneai de scalabilitate... Corect. Păi scalabilitatea este unul. De exemplu, ISP-iști. Pot să vă spun despre câțiva clienți tipici care avem noi pe aici. ISP-iștii... anumiți ISP-iști, mai bine spus, cei din telecomunicații. De ce întrebam, pentru că dacă mergem pe ideea că o entitate are 100.000 de servicii sau chestii care vrea să le monitorizeze cu sistemul ăsta, pentru că deja are un sistem in place care să fac chestia asta și doi. Corect. Poți să, ok, bun. Poți să o automatizezi și într-adevăr și eu în continuare sunt la linia de comandă când trebuie să fac chestii mai stufoase, dar poți să o automatizezi și de aici cu excepția acelor taguri care trebuie să intri într-un fișier care are este sintax pur Python. Hai să ți arăt. După ce ai creat instanța, ai și un user care se numește Fubar, în cazul meu, și sunt undeva prin opt sites Fubar și pot să intru în etc, check mk și pe aici pot să văd niște chestii. De fapt, ăsta este gol. Hai să găsesc unul care are ceva. Multisite d, vato, hosts, host, nu. Hai să uităm la host tags, poate sunt. Deci, nu-mi vine în minte cum se numește această syntax, este aia implicită a lui Python. Deci, Python. Python, Python. Nu știu cum, nu, sigur, posibil. Are o denumire, mă scuzați, nu țin minte, dar this is what it looks like. Deci, poate fi ușor de automatizat. Noi o facem cu Ansible. Ne vine foarte ușor, pentru că Ansible este și la rândul lui scris în Python și poți să faci niște chestii destul de drăguțe. Dacă poți să treci peste drăcia aia de YAML, da? După aia e ok. Nu știu dacă am atins subiectul. Deci, interfața asta în sine este sistemul de templating. Deci, eu pe folderul respectiv... Ce-i drept? Este o instanță foarte basic aici, dar eu pe folderul, hai să creez un folder, Gigi, eu pe folderul acesta, în funcție de tagurile și opțiunile pe care mi le setez, pot să fac o grămadă de reguli. Pot să spun că orice host definesc eu în folderul ăsta să facă parte din segmentul de rețea X, să se aplice regulile Y. Pot să-ți arăt și câteva taguri, doar astea definite. Pot să le definesc aici, dar logica să o introduc, nu știu, să repornească un serviciu, să facă un event handler, ceva, trebuie să mă duc și să le definesc din by hand acum. Dar am aici niște alea implicite ale lui și pot să mai adaug și eu, nu știu, să zic că pentru rutere Cisco sau switch-ul, să zicem. Am spus, da, pot. Pot, da, pot. Și fără să folosesc prin unealta respectivă? Dacă am automatizare in place și am un address cu NLP, da, care se deployează by CV-engine. Ok. Ok. Deci ce-ați folosit? Pentru că mulți nu au CV-engine. Ah, ok. Adică...
suplinește, poate, el nu este gândit pentru așa ceva, noi o gândim pentru așa ceva, deoarece când băgăm soluția asta de monitorizare, eu bag tot. Adică tot, dăm switch-uri, dăm rutere, dăm televizoare, dăm telefoane, tot ce are IP și chiar și chestii care nu au IP, Modbus, chestii SCADA, le băgăm acolo și putem să o automatizăm. El are o chestie numită Flexible Notification Engine, care înlocuiește funcționalitatea de notificări din Nagios și pot să trimit eu, efectiv sunt shell scripturi și pot să fac tot felul de chestii prin ele. Face? Da. Are trending, are câteva funcții destul de avansate, zic eu, în acest sens. Deci hostul acela trebuie să-i dau save. El are un motor tranzacțional, după fiecare dată când fac save, face un snapshot la configurație, pot să-mi iau, să-mi o plimb, să-mi o salvez și să replic setup-ul în altă parte. Trebuie să-i dai refresh de 2-3 ori prima oară. A, n-am salvat? Perfect, urât. Face trending, face predictive alerting, unde pot să-i definesc eu niște threshold-uri, niște, scuzați că nu vine cuvântul, pentru threshold-uri și el în funcție de ce i-am definit eu acolo știe să crească sau să scadă anumiți parametri. De exemplu, dacă mi se umple hard disk-ul sau memoria sau ce-o fi. Activate missing, asta trebuia să-i dau. Bun. CheckMK, acel script este singurul serviciu care este activ, restul sunt pasive. Anumite servicii necesită să ruleze o dată sau de două ori ca să pornească acolo motoarele, ca să aibă ce să ne prezinte, cum ar fi la Disk IO Summary. Plugin-ul sau check-ul în sine face niște comparații. Și trendurile, nu o să am grafice acum, dar trendurile le văd prin acest PNP for Nagios, care e mai puțin mai aranjat decât dacă ar fi să-l instalăm de mână. Da. Da, poate. Are în acest sens are niște funcționalități destul de interesante. Poți să-i spui să numere numărul de evenimente de tip critical și dacă sunt în intervalul X, este de fapt ok. Are chiar un întreg modul numit Business Intelligence, sună aiurea, dar îți permite funcționalități de acest gen. Bun. Iar referitor la templating, n-am apucat și nu cred că o să reușesc să intru în foarte multe detalii, dar pot să definesc aici parametrii pentru toate serviciile posibile și imposibile, pot să fac aici reguli de grupare în funcție de orice îmi trece mie prin cap. Deci, teoretic, pe măsură ce produsul a înaintat, avem nevoie din ce în ce mai puțin să ajungem la linia de comandă pentru a face aceste lucruri. Cei care suntem pasionați de CLI, se poate. Dar trebuie să aveți în vedere că este un Python, se poate face în Bash, sunt o felul de oameni care au făcut o felul de add-on-uri și scriptulețe în Bash, dar Python-ul, din nefericire, pare să fie cel mai flexibil în acest sens. Sunt între, adică am momente în care iubesc Python-ul pentru eleganța și toate... Asta e, sau care e ăsta? Erlang, care l-am mai văzut acum. Da. Bun, deci în... Poftim? Da. Sigur. Sigur. Deci poți în primul rând să iei grupurile dacă le ai definite tu într-un LDAP sau Active Directory, poți să le iei de acolo și să le mapezi aici și să-i dai drepturi. E... Fiecare obiect care îl vedem noi aici sau pe un server în sine, putem să-i dăm sau nu drepturi unui utilizator sau unui grup. Deci, în acest sens, este cât se poate de flexibil. Are inerent sau... Are, prin acel Flexible Notification System, da? Deci, el are sistemul de notificare pe care îl are Nagios până la urmă și el are ceva de escalations acolo.
Dacă nu ți ajunge ceea de în Agios, da. Faci cu flexible notification. Ce te-ar interesa? Nu a fost răspuns sau nu s-a făcut... După un anumit... Face implicit chestia asta. Face implicit chestia asta. Ok. Cred că cam asta ar fi. Nu știu ce să vă mai... Da, mă scuzați. Cred că de obicei am... Vorbesc mult, mă pierd în detalii. Gata. Asta a fost tot. Sper că s-a înțeles ceva din prezentare. Sunt foarte, foarte multe funcționalități. Vă recomand cu mare căldură să testați produsul. Se instalează ușor. Agentul se face deploy și mai ușor. Este multiplatform agentul și veți avea o soluție cât se poate de complexă pentru monitorizare. Dacă aveți alte întrebări? Este open source, da, și este și free. Așa. Există într-adevăr o versiune comercială, ca în majoritatea proiectelor open source, și tot ce este și în versiunea comercială ajunge înapoi în versiunea open source cu o latență cam de 6 luni, un an. Există un loophole în GPL, cineva trebuie să mi-l explice și mie, că nu-l înțeleg. De ce 6 luni poate să se țină în coadă și să fie vândut? Nemții o fac. Și nu doar cu produsul ăsta. Dar e open source. E open source. Cam asta ar fi. Mulțumesc frumos!